Relaxările anunțate de guvern, credeți că au influențat în vreun fel campania de vaccinare? Premierul anunța că dacă la 1 iunie avem 5 milioane de vaccinați, vom avea o serie de relaxări. Relaxări pe care le-am avut, într-adevăr, și le avem de la 1 iunie, dar nu am atins acea țintă de 5 milioane de vaccinați. Da, măsurile au fost luate și datorită faptului că a scăzut incidența infectărilor și de asta s-a mers înainte cu aceste măsuri, că dacă, Doamne ferește, erau probleme, nu se mergea. Din păcate, oamenii n-au înțeles foarte bine și nu au continuat cu vaccinarea, dar poate ne ajută Dumnezeu și nu vine un nou val pentru că nu respectăm această cerință și această soluție care s-a dovedit în alte țări că este unica soluție. Pe ce ar trebui să mergem de acum încolo să ajungem în topul așa cum eram, de sus, nu de jos, al vaccinării? Bine, toți formatorii de opinie și aici ne referim chiar și la biserică. Avem, știu eu, rugămintea de a veni alături de noi și a conștientiza oamenii, pentru că s-au întâmplat și cazuri în care anumiți oameni care slujesc biserica au spus că nu este în regulă și sunt formatori de opinie. În același timp, mass media, în același timp, cei care ies și vorbesc despre această pandemie, este bine să sprijine în sensul de a îndemna oamenii să meargă să se vaccineze. În rest, este adevărat, sunt și maratoane din acestea organizate și stimularea, poate chiar cu premii, e adevărat. Nu, în mod normal n-ar trebui să existe așa ceva, dar uite că trebuie să facem orice pentru a conștientiza oamenii și să ajungem măcar la 7-8 milioane de vaccinați în România. Relaxări diferențiate între vaccinați, nevaccinați, credeți că ar fi o soluție? Se pare că este într-un fel o soluție. Vă dau un exemplu. Am trebuit să plec cu o delegație din țară și erau niște din delegație unii care nu erau vaccinați. S-au dus să se vaccineze, pentru că altfel, acolo când ajungeau, intrau în carantină. Asta e una. A doua, să știți că există hotărâri la nivel european și o să se aplice și în România, pentru că suntem țara Uniunii Europene și trebuie să aplicăm aceste hotărâri. O să existe un fel de certificat de vaccinare pentru liberă circulație. Acum, degeaba îi certăm noi că fac acest lucru. E treaba lor în țara lor. Dacă vrem să mergem în Germania și îi spun fără certificat intri în carantină, asta trebuie să facem. Și atunci lucrurile acestea o să îi determine pe mulți să se vaccineze. Plus că o să fie o diferențiere pentru anumite activități, nu știu, culturale, sportive sau întâlniri în care cei vaccinați o să aibă acces liber sau dacă toată lumea e vaccinată, nu știu, o nuntă nu mai trebuie făcută cu 50 de persoane, se poate face și cu 100 și cu 150 și cu 200 dacă persoanele respective sunt vaccinate. Și poate acest lucru va stimula. Unii spun, dar de ce să mă oblige să mă vaccinez? În același timp, un om poate să spună, dar de ce să mă îmbolnăvesc eu de la cineva care nu vrea să se vaccineze? Nu vrea să se vaccineze, să stea acasă, să nu vină să intre în contact cu mine, să mă îmbolnăvesc, să mor eu, pentru că el nu crede și nu vrea să se vaccineze. Adică lucrurile acestea trebuie să fie discutate și înțelese de toată lumea. Respectăm, Constituția permite omului să nu se vaccineze dacă nu dorește, dar în același timp și cel de lângă poate să pretindă să nu se îmbolnăvească nevinovat.